Presa din toate colțurile lumii a scris despre masivele proteste anticorupție din România. Televiziunile străine au trimis echipe la București care să transmită în direct sau să facă reportaje despre demonstrațiile care inițial au contestat controversata Ordonanță 13. Acum protestele s-au transformat în manifestații antiguvernamentale. Rezistăm! Nu plecăm! Imaginile distribuite de marile agenții de presă au fost difuzate în jurnalele de știri din Statele Unite până în Asia. We want the Prime Minister out of that building and never coming back, because he's a big time failure. That's what we want, that's why we're all standing here, because we want a resignation. Și CCTV, televiziunea din China Centrală, a transmis de la București. They said that they will take this legislation to the parliament, where we have 100 MPs currently investigated or on trial for corruption. BBC din Marea Britanie, postul de știri Al Jazeera și televiziuni din Bulgaria au trimis reporteri care au transmis la cald informații din toiul protestelor. Demonstranții din Piața Victoriei au mulțumit jurnaliștilor străini pentru implicare. Nu știu că tu publicuvaha stutieți snimki od ulicite na București. But mass protests have forced a retreat. This is a victory. Corruption has been endemic in Romania. It's touched everybody's lives. Presa străină, printre care și televiziunea de știri Euronews, a scris constant, pe măsură ce numărul protestatarilor creștea de la o zi la alta, că acestea sunt cele mai mari demonstrații de stradă de la Revoluția Română încoace. Totul a culminat cu mitingul de pe 5 februarie. An estimated 500,000 people have once again held rallies across Romania. CNN l-a intervievat pe Florin Gianu, ministrul care și-a dat demisia din guvernul Grindeanu după adoptarea ordonanțelor de urgență. Și presa rusă, prin Russia Today și Rapli, s-au arătat interesate de protestele pe care le-au transmis în direct, iar ziarele The Guardian și The New York Times și-au rugat cititorii români să le trimită comentarii despre felul în care corupția din România i-a afectat pe ei și de ce au ieșit în stradă.